Eu consider că în istoria modernă a Republicii Moldova au fost diferite persoane, personaje în guvern, dar atât de neprofesioniști și axați pe lichidarea statalității ca ministrii Partidului Liberal, cred că nu au mai fost. Eu mi-amintesc că un an, un jumătate în urmă, în Parlament, când a venit prim-ministru Filip la raport, i-am spus atunci că cei mai răi miniștri sunt miniștri liberali. Și în parcursul mandatului meu de 6 luni, cât au trecut din momentul investirii, eu cred că a fost un pas corect, poate întârziat, trebuia mai înainte, de demisie aceștor miniștri liberali. A însemnat demisia la 5 membri ai guvernului ai Partidului Liberal. Șalar a fost la sfârșitul anului trecut. Și sper foarte mult că în timpul apropiat voi semna și alte demisii. Poate pleacă și premierul, mai ales după acțiunile ce le-au făcut ieri.